Ai crede că data nașterii îți poate oferi un avantaj competitiv, indiferent dacă tu crezi sau nu în astrologie sau ești doar un sceptic loial? Cei de la Forbes au dezvăluit zodiile care au cel mai mare succes. Sub ce semn zodiacal s-au născut cei mai mulți bogați ai lumii? Experții financiari au analizat primii 300 de miliardari din lista Forbes de pe anul 2022 pentru a vedea care sunt zodiile care au cel mai mare succes din lume. Potrivit astrelor, iată ce native ajung să aibă cel mai mare noroc în viață pe plan financiar. Zodia Balanța a dominat lista ca fiind cel mai comun semn zodiacal printre milionarii lumii, cu un total de 32 de miliardari din totalul de 250 de persoane care s-au născut în perioada 23 septembrie-22 octombrie, printre care îi reamintim Stefan Persson și Alice Walton. Pe locul 2 se clasează nativii din zodia Pești cu 29 de miliardari care s-au născut sub acest semn de apă. Apoi nativii din zodia Taur care au dat naștere a 27 de persoane care au ajuns miliardare, topul fiind completat de cei din zodia Leu cu 24 de miliardari și reprezentanții zodiei Berbec cu 22 de miliardari. Semnele astrale cu cel mai mic număr de miliardari de pe lista Forbes au fost Vărsător, Scorpion cu 17 și Capricorn cu doar 15 nativi. Nu este nicio surpriză faptul că femeile și bărbații din zodia Balanță sunt cei mai răspândiți între miliardarii planetei. Reprezentanții acestei zodii de aer sunt persoane echilibrate, muncitoare, silitoare și perseverente. Sunt buni profesioniști și nu se dau înlături de la nimic pentru a-și îndeplini scopurile. Nativii din zodia Balanță știu să își gestioneze foarte bine bugetul, sunt cumpătați, maturi și responsabili, relatează Playtech.ro.